Bine v-am regăsit! Așa cum vedeți pe masa mea, avem niște produse de la Total și o să vorbim despre ele în următoarele clipuri. Fiindcă tot au fost câțiva abonați care mi-au cerut să fac niște prezentări și niște teste cu scule de la Total, am făcut rost de câteva scule. Am în dreapta mea două polizoare unghiulare și în stânga am două borbașini cu fir. Sunt produse pe care eu le-am considerat întotdeauna o alternativă la cei care nu își permit să cumpere scule de la mărci mai consacrate. Sunt niște scule pe care și eu le-aș cumpăra dacă aș avea nevoie, fără niciun fel de reținere, și de asta vreau să vedem astăzi cum arată aceste scule și să le și punem la treabă, să vedem dacă se merită într-adevăr să le considerăm ca o variantă la alte branduri de scule un pic mai scumpe. Fiindcă nu aș vrea să fac un clip foarte lung în care să vă prezint toate cele patru produse și să le și testăm, o să vorbim astăzi de două modele de bormașini cu fir și o să dăm polizoarele deoparte, o să ne ocupăm de ele într-un clip viitor. Așadar, avem două bormașini cu fir de la Total. Cea din stânga mea este de 650W, cea din dreapta mea este de 850W. Sunt bormașini cu mandrină cu strângere cu cheie, o să le vedem imediat. Haideți să începem să desfacem, să le scoatem afară, să vedem cum vin la pachet aceste scule și cam ce accesorii conțin în aceste cutii. Să începem cu cea de 650W. Avem aici un manual și două perii, doi cărbuni pentru schimb atunci când se tocesc sau trebuie înlocuiți cei vechi, mânerul suplimentar și avem, bineînțeles, bormașina plus încă un limitator de adâncime din metal, din câte văd eu, este de 20 de centimetri. Ok, haideți să vedem și în cutia a doua ce avem, bormașina de 850W. Ce mi se pare mie un pic ciudat la aceste produse, eu am căutat să văd dacă au un cod anume, așa cum are fiecare produs în parte, de exemplu o denumire specifică acelui produs, ca să poți să o cauți foarte ușor și să știi despre ce produs este vorba. Văd că nu au un astfel de cod, m-am uitat pe aceste cutii. Așa că eu le-am căutat pe internet după marcă și putere, alte criterii de căutare nu am avut. Și, da, au pe etichetă niște coduri, o să vi le spun imediat. Pe cutie nu sunt trecute, dar au pe etichetă. La o căutare un pic mai atentă am găsit și codul despre care vorbeam mai devreme. De exemplu, aceasta este TG106136. Era imposibil să nu aibă ceva, un cod individual pentru a găsi ceva informații despre ele pe internet, eventual dacă îți trebuie ceva piese de schimb, deci trebuia doar să aruncă o privire mai atentă. Așadar, în a doua cutie, la fel, un manual, aici înăuntru, într-o punguță, mai sunt două perii colectoare de schimb, un mâner suplimentar pentru o poziție mai bună de lucru, da? Un mâner suplimentar reglabil, o să vedem imediat, încă un limitator de adâncime pentru găurit, și acesta este din metal, vedeți că are forma asta de S, de 24 de centimetri. Și aceasta este mandrina destul de bine foliată, așa cum am spus și mai devreme, cu mandrine metalice care se strâng cu cheie. Cheia pentru strângerea mandrinei este poziționată exact aici în locul unde este firul afară. Aceasta este și la una și la cealaltă și bănuiesc că știți cum funcționează, se strânge cu ajutorul acestei chei. Să dăm un pic astea la o parte ca să facem un pic de spațiu pe masă. Ca atare, acestea sunt cele două bormașini. Deci avem primul model, este TG106136, exact așa arată. Am mai rămas ceva aici pe care am uitat să-l scot. Este cheia pentru strângerea mandrinei de la această mașină. Haideți să scoatem și pe asta ca să le și montăm, să vedem cum arată pregătite de lucru. Deci așa cum vă spuneam, acesta este modelul de 650W, un model un pic mai slăbuț față de cel de 850W. Sunt niște bormașini care au aceleași funcții ca majoritatea. De exemplu, aici avem selectorul pentru găurire simplă sau găurire cu percuții. Ambele mașini au posibilitatea de a găuri cu percuție, un întrerupător care se poate și bloca pentru un efort mai mic la lucru. Aici dedesubt avem schimbătorul de sens. Merge când este blocat, deci schimbătorul de sens stânga-dreapta. Alte date referitoare la modelul de 650W, până la 3000 de rotații pe minut.
48.000 de percuții pe minut are acest model. Puteți găuri în zidărie cu burghie cu un diametru maxim de 13 mm. În fier puteți găuri cu burghie cu până la un diametru maxim de 10 mm, iar în lemn puteți găuri cu burghie de 25 mm în diametru. Deschiderea mandrinei este între 1,5 și 13 mm, scrie și pe mandrina. Strângerea și desfacerea se face exact cum v-am arătat și mai devreme, cu ajutorul acestei chei. Personal, eu prefer mandrinele care au strângere rapidă, însă anumiți utilizatori le preferă pe acestea. Ei spun că sunt mult mai fixe, adică poate să strângă burghiul mult mai bine decât cea cu strângere rapidă, și atunci ei se bazează mai mult pe acest sistem cu strângere cu cheie. Deci pot fi niște opțiuni foarte bune pentru cei mai pretențioși care au nevoie de mai multă stabilitate a burghiului. Mânerul suplimentar se poate pune aici. Fiindcă este prea strâns, trebuie să-l desfacem un pic și odată ce l-am lărgit, intră pe acest inel din plastic, l-am strâns și ni-l punem în poziția la care avem nevoie să lucrăm cu ea. Limitatorul pentru adâncime se prinde în spațiul lui aici, în acest H, exact așa, și știți cu toții cum funcționează, vi-l reglați în funcție de adâncimea la care doriți să găuriți în lemn. Din cu acest model, dacă observați, diferențe între ele sunt și de natură estetică așa la exterior. Modele un pic diferite la carcasă, însă funcțiile sunt cam aceleași, cu diferența că acest model, așa cum am spus, este un model de 850W, deci ceva mai puternic. Codul individual al acestui produs este TG109136. Din nou, o mandrină integral din metal cu strângere cu cheie. Avem aici deasupra selectorul pentru găurire cu percuție, găurire normală. Aici dedesubt avem întrerupătorul care din nou se poate bloca în felul ăsta. Dacă aveți operațiuni mai lungi de folosit sau, de exemplu, dacă vreți să-l puneți să folosiți această mașină într-un suport pentru bormașini. Schimbătorul de sens aici jos undeva, iar alte funcții nu mai are. Din nou, mânerul se prinde în aceeași manieră. Va trebui să desfiletați acest mâner și odată ce a intrat aici, vi-l puteți strânge în poziția la care aveți voi nevoie să lucrați. Și din nou, limitatorul de adâncime se montează în locul ei acolo. Informații tehnice despre acest model: deci este un model de 850W, rotații în gol până la 2700, are 43.200 de bătăi pentru găurit în zidărie. Deschiderea mandrinei este între 1,5 și 13 mm, deci puteți folosi burghie cu coadă până la 13 mm în această mandrină. Și v-aș mai fi dat informații cu privire la burghiile, dimensiunea maximă a burghiilor pe care le puteți folosi în lemn, oțel și zidărie, însă pe cutie nu sunt trecute aceste informații, spre deosebire de modelul de 650W. Legat de modul în care sunt ele construite, să știți că sunt destul de bine construite și îmbinate. Am văzut scule de la mărci mai consacrate care sunt îmbinate și lucrate mai prost decât astea. Ca tare, eu nu am foarte mari nemulțumiri legate de aceste produse, mai ales că prețurile lor sunt uneori de câteva ori mai mici decât cele pe care le aduce concurența firmelor mai de renume, să zic așa. Alte detalii despre ele nu am să vă mai dau, o să mergem sus în atelier și o să încercăm să le probăm, să vedem și noi cum se descurcă, ca să vă formulați și voi o părere despre ele independentă de a mea. Ca tare, haideți să mergem să le testăm, să vedem cum se descurcă și cum funcționează aceste mașini.